Salut, stăpa scoși, bine, v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi este ziua lui fratele meu mai mic. Împlinește vârsta de 10 ani și astăzi o să-i sărbătorim ziua lui de naștere. Apăsați acum pe butonul de like să strângem 2-3.000 de like-uri în momentul de față pe like. Și urați-i și voi un la mulți ani acolo în comentarii. Haideți să vedem, nu știu, 500 de comentarii cu la mulți ani. Probabil ar fi o nebunie. Come on, sunt aici cu un Audi. Am rămas cu o mașină astăzi, am vândut foarte multe mașini și am câștigat undeva la 10 milioane plus. Și acum dacă vă întrebați, Amasicu, ce ai cumpărat lui fratele tău cadou? I-am cumpărat un Bugatti Chiron. Da, ți-a auzit bine, i-am cumpărat o mașină din Lego, bro. De-abia aștept să o vedeți și voi cum arată. Bun, o să mergem acum către acel port unde se află mașina lui. O să mergem să o punem, uite, aici în mașina asta în spate. Sper să încap aici în spate, plus că am luat acest tivuitor. O să mă ajute să pună mașina în remorcă aici în spate. Bă, de-abia aștept. El se află în momentul de față acasă, nu are nicio idee ce o să primească el cadou astăzi. Am spus să-și invite prietenii, să asculte puțină muzică, chestii, trestii. Așa că o să mergem acum. Bun, mai întâi o să punem stivuitorul ăsta, o să-l punem în spate aici. Sper să... Upsa! Am accelerat prea tare. Bun, am pus în spate acum, sper să țină. După cum puteți observa, acest stivuitor aici merge pe gaz, bro. Oh my god, trebuie să avem mare grijă să nu explodeze acea butelie acolo. Explodează. Nine, am făcut o gaură, cred. No, o să mergem acum către acel port, bro. Nici nu știu unde mai exact se află acea mașină. Mi-a spus că mi-a ajuns undeva pe aici, cred. De ziua lui fratele meu m-a costat foarte mulți bani, dacă vă vine să credeți. M-a costat peste 20 de milioane de dolari. Oh my god, doare, da, doare foarte mult. Dar cu ajutorul la afacerea mea cu mașini am putut să strâng niște bani și să-i fac bucuria asta astăzi. Sper să se bucure, el nu are nicio idee. Și credeți că o să-i dau cadou doar o mașină? Nu, o să-i fac cadou și o casă, bro. Yes, o mini casă, bro. Bro, deci dacă nici asta nu mai merită un like, nu mai știu nicio, bro. O să-i fac o căsuță micuță, sper să-i placă. Ok, come on, hai că mai avem puțin până ce ajungem acolo. Am organizat și un loc unde se află foarte multe persoane acolo. Am invitat foarte multe persoane, prieteni de-ai mei și așa mai departe. Poate o să vină și Franklin astăzi, nu știu, nu la... mi-a spus că vine dacă are timp. Acum nu știu dacă va veni, sper să ajungă. Bro, mi-e puțin dor de Franklin, sincer vă spun. Chiar am petrecut foarte mult timp cu el. Dar poate o să mai vină pe la noi să ne viziteze. Ok, come on. Nu aveți idee ce mi s-a întâmplat ieri. Da, am fost la furat de mașini în Dubai și nu aveți idee ce am pățit cu avionul, bro. S-a prăbușit. O să vedeți în zilele care urmează unde am furat mașini și am dat țeapă. Am luat țeapă rău, bro. Am luat țeapă. O să vedeți. A fost o nebunie, bro. Ok, hai că am ajuns aici pe portul ăsta. Aiaia. Unde se află mai exact, bro? Nici nu știu, aici văd că... Aha, aici ăștia vând benzină sau nu știu ce fac aici. O trebuie să schimb portul, bro. Mi-a spus că se află pe partea asta, aici. Hai, se deschide. Și... Na! Nu... Pui mașina... Na, asta e mașina, cred. Oh my god! Na! Și de ce se află acolo sus? Hello, dați-o mă jos! Oh my god, e bine că am luat stivuitorul ăsta, bro, ca să o pun în remorcă în spate. Sper să încapă. A, de încăput, cred că încape. Haideți să ne dăm jos, frumușel. Și cum o luăm noi de acolo, bro? Putem trage în sfoara aia să o dăm jos, oare? Să vedem. Ia! Da! Oh my god! Bro, tu vorbești serios? Amasico, te împiedici? Bro, cât de tare este mașina asta. Asta o să fie mașina pe care o să o primească cadou, bro. Dați-vă și voi cât de tare arată. Este o mașină din Lego, bro. Are motor electric. Totul bine, totul cum trebuie. Haideți să ne urcăm în ea. Și cu spoilerul ăsta în spate, este un Bugatti Chiron. Yes. Oh, ceva de genul arată. Uitați-vă și voi cum arată înăuntru. Oh, haha, perfect. Și se deschide portiera. Cât de tare. Arată foarte mișto. Ok, o să luăm acum stivuitorul ăsta și o să o punem în remorcă, bro, nu? Ok, come on. Vreți să-mi faci întiga? Es ca nici vaza, bro. Uite, i-am dat sfoara jos. Și uitați-vă și voi ce s-a întâmplat aici. Stop! Oh my god, mi s-a dus și remorca și... Mi s-a stricat remorca, uitați-vă și voi. Ce mă fac eu acum? Nu. Oh my god. Oh my... Mi s-a dus și... Cealaltă scândură. Și uitați-vă și voi ce a mai rămas din remorca, bro. Cum mai duc eu mașina asta
către acel eveniment, bro. Am organizat tot și uitați-vă și voi ce mi s-a întâmplat. Bro, cât ghinion pot să am eu astăzi? Mi s-a dus și stivuitorul, bro. Sper să nu cadă mașina din spate. Uite-te, mă, și tu. Ok, ne urcăm înăuntru aici. So, perfect. Bro, dar n-am condus niciodată un stivuitor de genul. Cum ridic eu trapa de sus? Oh my god, ok. Ceva de genul, bro. Ok, acum. Perfect, cât de tare. Deci putem ridica metalul ăla din față. Îl putem ridica sus jos. Uite, de exemplu, puse eu mașina asta de aici și s-o duc în altă parte, nu? Cred că fac eu numai belel pe aici. Ia. O pot ridica. Oh my god, cât de tare. Numai că e prea grea mașina asta pentru el, nu? Da, mă, e prea grea mașina asta. Are câteva tone, nu merge. Ok, o să punem mașina asta. S-o luăm de aici frumușel. O să ne băgăm ceva de genul ăsta, cred, nu? Da, mă, uite așa. Ia să vedem dacă o să ne iasă cum vrem noi. So, acum ridic-o în sus, amasic-o. Ok, perfect, am pus-o. Oh my god, trebuie cu ușurință să nu o dăm jos. Ok, ajungem frumușel. Perfect. Hai, amasic-o, hai că poți, man. Acum o pun acum cu spatele. Ceva de genul ăsta sau... Stai așa cum te-am pus. So, unde să o punem, bro? Ușor, încape de încăput. Cred că o să încapă, bro. Nu cred că... O să încapă, cred, da, 100%. Hai să vedem și... Hai mă că intră frumușel. Sac. Puțin mai în stânga, puțin mai în stânga, da. Hai că mai încap puțin. Bro, dar mașina asta oricum e mare, de mare e mare, uitați-vă și voi. Trebuia să-i cumpăr o mașină mai micuță, oare? Nu știu. Dar eu zic că e perfectă, bro. Sper să ajungă la pedale, chestii, trestii. Ok, ne dăm în spate acum. Și gata, bro, am pus-o. Perfect. Bun. Ăsta o să lăsăm aici, da, o să lăsăm. Pam, lăsăm aici, o să venim noi după el în zilele care urmează. Sper să nu-l fure nimeni, nu. De aici nu cred că o să-l fure nimeni. Perfect, bro, o să mergem acum către acel eveniment. O să vedeți cât de tare am putut să organizez eu acolo. Ok, hai că ajungem. Ușor, ușor ajungem. Suntem aproape de eveniment. Oh my god. Suntem acolo unde o să primească el această mașină, bro. Hai mă și tu odată mai repede. Cred că se vede, se vede din... În fața acolo, nu? Se vede ceva artificii, chestii trei, le vedeți? Nu știu dacă se observă de aici. Uite-te mă cum se vede acolo. Bro, ce nebunie poate să fie acolo. Nai, nu, mai god. Cam. Tiga vas? Lol, uite aici o să punem noi mașina. Bam, tiga vas. Ce nebunie poate să fie aici. Bro, să parcăm, uite mașina asta aici. Bam, ne dăm jos acum. Și cât de tare poate să fie. Totul pe pas cum trebuie, da? Iungs, ai scut băușnă. O să se distreze aici la nebunie. Fratele meu mai mic, bun, perfectos. Totul bine, totul cum trebuie pe aici, nu? Bun, avem și DJ acolo în față. Avem orice, bro. Bun, perfect, mașini, uite cum e Rolls Royce-ul ăsta. Tiga bus, bro, ce mașini. Ăsta ce face aici? Probabil este rău, nu știu. Ok, avem orice, bro, aici. Orice și mașina lui pe care o să o primească cadou. O să o pun, uite, exact aici. În față, bro, uite aici o să o pun. Pam, ăsta ce, mâncare de pisici sau... Nu știu. Ok, perfectos. Cum o să vadă mașina în mijloc acolo, o să fie o nebunie. Adică, cine a mai organizat așa ceva decât Amasicorul? Cine mai a organizat așa ceva? Uitați-vă și voi, deci, am putut da atâția bani pe așa ceva. Nu aveți idee câți bani am putut să dau. Pro, numai luminile astea pe care le vedeți aici m-a costat undeva la 2-3 milioane de dolari. Și uitați-vă și voi ce efecte poate să aibă. Bro, merg pe muzică, dacă vă vine să credeți. So, DJ-ul e în partea aia, dar în partea aia, oricum o să-l vedeți voi. Am pus și un cameraman here. Ăsta filmează, face poze și așa mai departe. Bun, perfect. Și în partea asta, în partea stângă, mai avem niște băuturi și așa mai departe. Casey Tresti. Oh, și îmi plac artificiile astea, bro. Cu aceste lumini, mai ales noaptea, cum o să se vadă aici. Ok, o să dăm mașina asta jos. Și acum, ușor, masico, să nu strici mașina, da? Perfect, bro. O să dăm acum cu spatele ușor așa. Și sper să încap acolo. În față. Ăștia la ce fac poze, bro? What the hell is that, man? So, intrăm, bro? Nu cred că intrăm sau... Ai, domnișoara asta aici...
Hai mă, că am intrat, mă, perfect. O să o pun cu fața. Hai să fac puțin drift aici. O să o pun cu fața pre-intrare, bro. Uite, așa că nu o să vină, o să vadă mașina asta direct aici. Perfect. Am pus-o pe mijloc, dar e pusă pe mijloc totul cum trebuie. Acum o să-l aducem pe fratele meu mai mic aici, bro. O să-l aducem aici și o să vadă ce îl așteaptă. O să așteptăm să se înopteze sau nu. Uite, să face și sport aici. Chiar apreciez, bro. Ok, come on. A, cu ce mașină plecăm? Nu plecăm cu mașina asta către el. O să plecăm cu o mașină pe care am închiriat-o pentru o zi, bro. Este o mașină specială. Dacă o vedeți, rămâneți uimiți. Pur și simplu o să rămâneți uimiți de mașina aia. Pe stânga la acel autohaus. Da, mă, uite, de la acest autohaus am închiriat acea mașină. Hai să ne ducem aici pe stânga. O să parcăm mașina frumușel, uite, ești, sac. Și ne dăm jos, bro, nu? Perfecto. Haideți să vedem dacă este totul în regulă. Chiar îți cru să văd dacă mașina... Nine, asta e mașina, bro. Uitați-vă și voi cu ce mașină îl aducem pe fratele meu, bro. Adică, ați mai văzut așa ceva în GTA 5? Nu cred că ați mai văzut așa ceva. Bun, haideți să ne urcăm înăuntru. Come on. Asta nu era plănuită, mă scuzi. Oh my god, bro. Trebuie să-i plătesc, uitați-vă și voi geamul ăla. Tega, dar nu a fost cauza mea, bro. Am deschis-o prea nașpa, cred prea tare și s-a rupt, oh my god. Deci această mașină, dacă vă vine să credeți, o conduc cu ochii, bro. Deci unde mă uit, se conduce, uitați-vă și voi. Stau frumușel, am tableta în față, mă uit unde vreau să merg. Ceva de genul. Bun, acolo se află un cadou, acolo se află locația unde am organizat și în partea dreaptă se află fratele meu. O să mergem acum către el numai decât, frumușel, perfect. Oh my god, cât de tare mașina asta, nu cred că o să avem noi bani de așa ceva, să ne o cumpărăm noi. Am înțeles că costă peste 70 de milioane de dolari, bro. Foarte mult și nu îmi permis să-mi cumpăr o mașină de genul. Mai avem puțin și ajunge, bro. Mi-a spus că nu se află acasă, mi-a spus că se află la niște prieteni. Chiar sunt curios să văd unde mai exact se află. So, trebuie să fie undeva pe dreapta pe aici. Casa la acel prieten sau cum, e cumva asta, bro. Ok, văd că se aude muzică. Ok. Da, cred că, da, aici cred că e 100%. Bro, intrăm aici cu Rolls-Royce-ul ăsta. Se distrează, băieții, mă, se distrează. Foarte bine, bro. Oh my god, acolo văd că a primit niște pachete, cadouri. Fratele meu, bună ziua tuturor și un la mulți ani lui fratele meu care a împlinit 10 ani astăzi. La mulți ani, frate, îți doresc tot binele din lume. Și ce ai primit? O jucărie, ok. Și aici niște pachete. Mulțumesc, frate. Mulțumesc, frate, din inimă, te iubesc. Și da, mă distrez puțin aici cu prietenii mei. Bun, însă noi avem niște treabă astăzi, așa că trebuie să ții rămas bun de la prietenii tăi și trebuie să te urci în mașină, ai înțeles? Da, dar tu nu mi-ai adus niciun cadou. Nu mă așteptam să nu mi-aduci niciun cadou. Păi am uitat, mă, să-ți aduc cadou, mă scuzi. Hai, ia-ți rămas bun și haide să mergem. Nu i-am adus nici un cadou, a spus, dar el nu știe ce-l așteaptă, oh my god. Ce cu mașina asta? Wow, cât de tare poate să arate. Este a ta? Da, este a mea, am cumpărat acum ceva timp. Hai, urcă în dreapta. Oricum nu este a mea. Oh, perfect. Nu trebuie să știi absolut nimic ce avem în plan. Oh, perfect. Așa că ține-te bine. Mașina asta vezi că se conduce cu ochii, da? Serios? Cât de tare poate să fie mașina asta? O pot conduce și eu, te rog? Păi nu ai voie, mă, să o conduci, că nu ai permis. Asta e. Și astăzi nu o să primești niciun cadou de la mine, deoarece ai fost prea obraznic. Ai vrut să-mi vinzi mașini gratis și ai făcut foarte multe rele în ultima vreme și nu o să primești nimic astăzi. Bine atunci, lasă-mă, poți să ieși din mașină? Lasă-mă, nu mai vreau să vorbesc cu tine. Nu, cum să ieși din mașină? Stai în mașină, mă, mărțul de față. Oh my god, bro, nu știe. Ok, o să le enervăm puțin așa, o să-i spunem că nu o să primească nimic. Casey, trestii. Da, anul ăsta nu primești nimic. Stai în casă. La anul o să primești ceva dacă o să fii cu minte. Dacă nu o să fii cu minte, nu o să primești nimic. Bine, atunci eu nu o să mai vorbesc cu tine, o să plec de la tine.
Unde să pleci, mă, că nu ai unde să pleci. Avem puțină treabă la școală, nu ți-am spus? Profesorul mi-a spus că ești prea obraznic și o să mergem acolo să vorbim cu profesorul exact de ziua ta. Lasă că o primești tu exact de ziua ta. Nu-mi place de acel profesor. Este prea rău cu mine și mi-a dat un 6 și mi-a dat un 6 data trecută. Nu vreau să mai vorbesc cu el. Păi da, ți-a dat un 6 pentru că nu ai știut cât face 2 plus 2. Ai spus 3. Cum te-am învățat eu? Man, ei, oh my god. Pro, ajungem. Ajungem, mai avem puțin și ajungem. Ajungem acolo la eveniment, oh my god. Pro, unde se află? Nici nu mai știu pe unde se află. Cred că am pierdut locația. Trebuie să fie undeva pe aici prin stânga, dacă nu mă înșel. Ne uităm, pac, pac, nu vine nimeni. Și undeva pe aici, dacă nu mă înșel, bro. Ori am pierdut... am pierdut locația, nu. Uite aici. Oh my god. Bro, am puține emoții, am puține emoții, Doamne ajută. Ușor. Yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lieber. Happy birthday, Lieber Morai. Happy birthday to you. Happy birthday. Asta este organizația ta de ziua ta de naștere. La mulți ani îți doresc, ai împlinit 10 ani și astăzi am un super gat cadou pentru tine. Vino după mine. Ii, cât de tare arată aici, îți mulțumesc mult, frate. Chiar nu mă așteptam să văd așa ceva. Nu te așteptai, dar vino după mine să-ți arăt ce ți-am făcut cadou. Și ce avem noi aici? Hai, hai mai repede, hai mai repede, hai, hai. Taram, 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 taram. Și prima ta mașină. Nu cred așa ceva. Asta este mașina mea. Nu cred așa ceva. Oh my. Nu. Bine să plâng, nu cred. Nu mai pot de fericire. O, ce fericit sunt. Hai mă, urcă-te în mașină să vedem cum îți stă. Hai, urcă-te să te văd. Bro, uitați-vă și voi cât de fericit poate să fie. Hai, hai, urcă-te și... pam! Cât de tare poate să arate. Îți place, mă? Da, îmi place la nebunie. Cât de tare. Pot să o conduc pe stradă? Da, mă, normal că o poți conduce pe stradă. O să mergem noi acum pe stradă imediat. Pot să o conduc acum, te rog? Da, mă, o poți conduce. Hai, urcă mașină. Ai grijă, da? Ușor pe stradă. Bun, o să mergem în spatele lui. Ia! Ui! Unde? Unde? Na, uite-te și tu. Ușor, ți-am spus. Manes, ca nici vază. Deja a intrat în primul stâlp. Uitați-vă și voi. Vilțumi și fa așin? Nai, dă-te jos în momentul de față. A stricat mașina. Uitați-vă și voi. Ei, oprește! Pe dreapta, elo! Ei, cât de tare e mașina asta, bzit! Jos din mașină, jos din mașină în momentul de față. Tu ce faci, mă? Tu ce faci? Lasă-mă să conduc, ei, lasă-mă... A început să mă bată dacă... A luat o... Tu... A luat o razna, bro. Frate, nine. Cât de repede poate să pleci un... Uitați-vă și voi ce repede poate să meargă, bro, poți... Să mor dacă merge așa. Stop, stop, oprește mașina în momentul de față. Măi, GoPro, cine m-a pus să-i dau mașina, ha? Uitați-vă și voi. Voi mi-ați spus să-i dau mașina, ha? Nu-i mai dau cadou acea casă, mi-a ajuns. Uite, acum văd că merge frumos. Atât, așa vreau să mergi. Frumușel, ușor. Iar a luat o razna. Uitați-vă și voi. Ia mașini pe sus. Ia mașini pe sus, da? Voi mi-ați spus să iau mașină. Uitați-vă și voi ce face prin oraș. Oprește-mă pe dreapta în momentul de față. O, mai eu trebuie să sun la poliție sau nu știu. O, mai, nu vrea să mai oprească, nu. Adică a intrat chestia asta în sânge, parcă, nu știu. Lol. Uitați-vă și voi. Bro, am stricat și mașina asta la tipul ăla. Nu știu dacă îl mai pot opri, bro. Nu știu, ne vrea să plece acum. Alo, oprește-mă pe... Iar mi-a intrat. Uitați-vă și voi, iar mi-a intrat în stâlp, s-a dus. Na, era să iau o persoană înainte. Ce mă enervează, trebuie să-l oprim noi numai decât, da? Trebuie să facem să-l oprim numai decât. Na, facem numai accidente, bro. Uite că-l pierd. Bro, aici e un gang, trebuie să avem mare grijă. E mafia aici în stânga noastră. Bro, vine trenul. Atât, e bine că a oprit, bro. Ia mi-a ajuns, bro, mi-a ajuns.
Oprește, oprește pe dreapta în momentul de față, a? Hai, jos cu tine. Jos cu tine în momentul de față. Nu mai pot să-l opresc. Ce să... Mă, ce să opresc, mă? Ce să opresc? Că nu mai pot să-l opresc. Uitați-vă și voi. Na... Uitați-vă și eu, l-am pierdut. L-am pierdut, na. Ce să mă mai fac acum? Na. Sărbătorește ziua de naștere, uitați-vă și voi ce s-a întâmplat aici. Nu, gata, mi-a ajuns. Sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi și nu-i mai dau acea casă. Bro, i-am cumpărat o casă extrem de tare, eh? Nu aveți idee ce casă tare am cumpărat. Și da, uitați-vă și voi ce mi-a făcut. L-am pierdut acum, na. Ne vedem data viitoare, ciao.